Odată cu sosirea anotimpurilor reci, vine și vremea cheltuielilor pentru achiziționarea de provizii specifice perioadei. Fie că este vorba despre produse alimentare pentru sărbători sau lemne pentru iarnă, banii pot reprezenta un impediment pentru unele persoane. În această situație se pot afla și vârstnicii care depind de pensiile alocate de către stat. Având în vedere cele menționate, vicepreședintele CRP Roman invită pensionarii să apeleze la serviciile instituției cu încredere. Le zic ca să vină în continuare spre noi. Le spun la ceilalți pensionari care nu sunt membri la casa noastră să vină cu încredere să se înscrie, fiindcă banii lor sunt păstrați în siguranță și nu este o problemă că vor pierde. Pensionarilor li se garantează că pot scoate bani oricând doresc pentru a-și rezolva problemele. Și în al doilea rând, pot să scoată când vreau bani de aici ca să rezolve niște probleme. Fiindcă marea majoritate a pensionarilor, și asta este după un studiu făcut de Consiliul, domnul președinte, toți, toamna, cam aici vin oamenii și marea majoritate a celor mai necăjiți, când iau bani împrumuți, își cumpără un porc de Crăciun, își cumpără lemne pentru iarnă, că așa trebuie, și alte interese care și le pot face, că fiecare are tot felul, reparații la casă, la tot.